Munteanu și prietenii săi, podcast, nu futilități! Mercur retrograd, Dinamo retrograd. <laughs> mai prins bine, sunt stelist. Seara de vară, bună seara, Silviu Munteanu sunt. Am ocupat vastele studiouri Radio 7, 103 cu 4 FM. Suntem și pe YouTube live canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi apreciate și ne-ar face mai vizibili. Dar ce bine că avem concerte, bizar, fără niciun caz de COVID. Hmm. Stăm la o cafea cu domnul Vlad Bușcă, Vine, veniți. bine Bine te te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Băi, ce cântare a fost la Maiden! A, fost, a fost foarte mișto, foarte mișto. Adică s-ar putea să fi fost chiar cel mai cel mai bun concert Maiden pe care l-am văzut și cred le-am văzut pe toate mai puțin unul de acum, nu știu, penultimul, cred, când a fost într-o zi de iulie și eu eram la Armania și s-a suprapus cu concertul meu din București, dar da, a fost, a fost foarte mișto. Cine a așteptat de bun pentru ce se spunea, că na, că au bătrânit, că nu mai sunt așa, dar nu, niciodată niciun caz, adică S-a văzut pe, pe fețele lor bucurie și, na, s-au alergat, s-au mișcat. Bine, așa știam eu, dar ne așteptam să nu mai fie așa, că, na, to toată lumea, peste toată lumea trece timpul, dar nu, a fost superb. De când am uh, și uh, nu puține fire albe în cap, câteodată am uh, treaba asta, uh, știi cum era pe vremuri, spuneai tineretul ăsta, nu știu ce, nu știu cum, acum zic, bă, tot ăștia old school nene o țin mai, mai sus și mai tare. Așa este și iată că sunt cel puțin Maiden, sunt o trupă care nu trăiesc doar din amintire, adică era un promovare albumului cel nou, adică ei la vârsta asta încă lansează, muzică, lansează muzică și lansează muzică bună. Adică, na -na adică nu, nu îi poți compara cu, nu știu, alte trupe, gen, nu știu, Eagle sau mai știu ce, care trăiesc din cele două, trei hituri și sau Smokey sau mai știu eu ce, care mai fac niște turnee și cântă doar așa din, din Mai există Smokey de Eagles, mai știu, da? Nu știu, dar Smokey oricând poate să vină în România la un concert. Că... Smokey! What the fuck is Smokey? Uh, Câți oameni au fost la Maiden? Uh, peste 15.000 am văzut o declarație a organizatorilor. Uh -huh. A fost ceva. Da, da, foarte bine și foarte bună organizarea mi s-a părut, adică cel puțin unde am stat eu a fost foarte bine, ne-am orientat să fim și într-un spațiu mai ușor, mai lejer, fără cost la baruri, fără cost la bude, foarte, foarte frumos. Cam scumpus dacă mă întrebi, Da, astea sunt vremurile. Cam scumpus, dar da, într-adevăr, cam astea sunt prețurile acum. Adică eu plecasem cu mai ul că probabil dau o să, o să dau 10 lei probere și am văzut că e 15, ok. Da, o da. mai puțin. Cel puțin cu bere mai puțin. Au făcut o schimbare organizatorii, nu e ne-apărat un insight, dar e declarație publică lor. Au externalizat tot ce înseamnă baruri, adică nu se mai ocupă best music de baruri și de toată partea asta de logistică locală. Și au externalizat și au venit o altă firmă cu oamenii lor, cu baruri, cu tot și probabil că au avut și mult mai mulți oameni pentru chestia asta și de aceea cred că a fost și mult mai bine. Băi, bine că am scăpat de treaba aia cu jetoanele, că erau o... La Maiden, -o da. Să românește, era o durere în cur în general, știi? La Maiden, da, am fost la un alt concert zilele trecute în care în continuare cu jetoane. Da, a fost bine, la Dream Theater. De exemplu, cum da. a fost la Dream Theater? Foarte mișto. chiar dacă, na, cum să spun, au venit în promovarea ultimului album și au cântat aproape doar de pe ultimul album, adică n-am avut cel mai cum... recent. Da, 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 exact. N-a fost pulmiandă, nu n-au fost hiturile vechi. Uh -huh. Da, lumea a strâmbat oarecum din nas, Eu am știam că eu mai mă uit pe set -list înainte și, și mă așteptam, da, da. Plus de Townsend sunt, Se senzațional și el. asta da. îmi pare rău că am pierdut. Da, da, nu, da, 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 foarte frumos, foarte frumos. Un băiat cu, cu nerv și cu arește ce probleme. am înțeles că e bipolar. Tot are foarte multe apărat. probleme, dar foarte haios. Și foarte modest, așa. Da, un nebun. Nebun frumos. Eu știu așa. de pe vremea cu Steve Vai, da. discul ăla da. din 90. Da. In my dreams with you. Și da, da, cumplit disc, altfel. Da. Mă rog, cred că e și discul preferat al meu, lui Steve Vai. În fine. Urmează Google Bordello, Kiss și Whitesnake, uh, uh, Placebo, Judas Priest, sunt curios cum o să fie la Judas Priest. Slipknot. Slipknot. Festivaluri. Festivaluri, da. Armania, Rockstadt, Posada. Mai zi, mai e și asta, Electric Castle. Pe alt, un pic pe alt. Deftones uh... nu mai vine. Da, am auzit, am auzit. Plus ce se mai întâmplă la Brezoi, acolo se întâmplă foarte multe lucruri în toate mm -hmm. genurile muzicale. O vară plină pentru cine vrea să meargă. A, și la mare sunt multe. Vama, Veche, Costinești, sunt iar multe concerturi. Îți dăm această întrebare. Am ieșit după 2 ani de pandemie, da, în care nu prea am avut parte de mare lucru. Păi dintr-o dată sunt foarte multe și toată lumea face cântări și... Văd că oamenii se mai duc, dar te întreb, Bă, dar de unde atâția bani băi, nene, că uite cât s-a făcut benzina. Da, așa este, așa este. Nu Și nu e doar o părere că au fost puține și acum sunt foarte multe, ci chiar sunt foarte multe acum. Dar probabil sunt și niște obligații contractuale sau cumva au tot fost reprogramate turnee și concerte și Acum, când s-a prins s-a prins Unda Verde, probabil că trebuie să le facă și le fac în intervalul de timp pe care l-au dispoziție. Vara are câteva luni, după care sunt încep iar concertele indoor, care înseamnă cu totul altceva. Nu poți să mai faci ce făceai în, în exterior. La câți bani o să arunc pe bilete? Mă bucur că s-a mutat turneul cu oaspe la anul. Da. Da, da. da. Uh, Ziceai că au fost 15.000 la Iron Maiden, da. Măi, cred că dacă acest concert să ținem Bulgaria era probabil dublu sau pe acolo. Sau chiar de trei ori mai mult. Sau chiar da. de trei ori mai, de mai obicei, mult. De obicei așa se întâmplă, eu știu că m-am uitat și la Gatsmec, și când au mai fost concerte și b b Sofia și București și... De obicei erau cam de 3 ori mai mulți oameni la Bulgar, dar eu, eu pentru mine nu e o surpriză. Asta voiam da. să te întreb. De ce Bulgaria are o piață de rock mult mai șmecheră decât la noi? Pentru că ei au avut încă din anii comunismului, au avut o piață muzicală oficială rock foarte dezvoltată, pentru că spre deosebire de Electrecord, ei au avut niște companii, Balcanton și nu mai știu care, mai multe companii care lansau oficial foarte multe discuri, viniluri, cum erau atunci, de muzică hard rock hard rock, heavy metal și așa mai departe și s-a creat astfel o, o piață și un, un gen de ascultător de muzică care iată după și după 30-40 de ani probabil că a dat mai departe și el, ascultătorul, a dat mai departe această dragoste pentru muzica asta rock și ei sunt mai mulți. Nu știu, am fost și la concert, am fost la concert la uh, Five Finger Dead Punch chiar înainte de pandemie N-au fost și la București, deci nu pot să spun comparație neapărat de număr de public, dar a fost sala lor polivalentă, un fel de, nu știu, cred că are 15.000 de locuri, dacă nu mai mult, un fel de mini național arena, cam așa. Foarte multă lume, plină, sold out și oameni pe care dacă îi vezi pe stradă n-ai fi spus că ascultă muzică rock sau oameni pur și simplu normal, dar s-au distrat de minune și da. Există o, o e, eventuală explicație cum că noi, fiind mai la marginea Orientului, suntem mai sensibili nu la 2-a, 4 ci la 1-a și a treia, știi? tam a știi? Acolo rezonăm noi mai mult. Dar uite-te la bulgari, că la ei nu e chiar așa. Da, Sau oricum... exact. Ei sunt, sunt la fel. Chiar mai apropiați de, de Orient și de... Bă, aceste influențe din muzică pe care le regăsim și la noi, pe de altă parte, ei au la fel cum avem noi manele, ei au cealga, același gen de muzică, cu foarte multe influențe orientale și cu același, cum să spun, pedigree al celor care prestează acest gen de muzică. Cum sunt cei de la noi, așa sunt și cei de la ei, adică nu dar tot cu producții foarte bune cu bani mulți băgați în videoclipuri și în, în, în muzică dar um, au dezvoltat um, industria asta mai mult decât noi adică la ei e mult mai nișat cel puțin și pe partea de radio de exemplu ei au cred că două, trei radiouri strict uh, pe parte de, de rock au unul sau două de doar de jazz și vorbesc de FM uh -huh. ceea ce iar spune sunt de la stat sau sunt particulare? Mm -hmm știu, dar nu prea cred să fie de la... De exemplu, Z-Rock este... Nu, e într-un trust comercial. Nu e, mm -hmm. nu e de la stat. Na. Poate și asta e o altă explicație. Și nu știu, uite, na, se pare că funcționează la ei. Există public. Probabil că de asta există mai mult public. Și normal că și radiourile astea sunt... Uh, uh, pot exista, pot exista din, uh, pe parte comercială mult mai bine decât, uh, nu știu, ar S-ar dori la noi. Să fi fost, cred, 2000, după 2005, 2008, 2007, când m-am dus în Bulgaria, absolut întâmplător, eram cu prietenul Mumu. Da. Și am văzut acolo afișe, era la Cavarna, da. unde era celebru primar care am înțeles că a murit sarmanul. Nu știu, știu că nu mai era primar, da, nu știu. Sau nu mai era primar, da. dar se ținea acel festival pe, pe stadion și a fost prima seară Manowar cu concert de 3 ore, ceva de genul o nebunie, a doua seară Motorhead și a treia seară băi și îmi pare rău că am pierdut nu m-am dus, mă rog, aveam câți bani aveam, nu eram vreun concert pregătit în buget, uh -huh. știi? Și am avut de ales și m-am dus la Motorhead uh -huh. dar am pierdut a treia seară și acum mă regret, era Heaven in Hell adică varianta da, Black da, Sabbath da, da, da. cu Dio, băi uh -huh. ce rău îmi pare că am pierdut în fine, dar ce a fost șocant pentru mine în acel cavarna, uh, mulți dintre noi știu că măcar au trecut spre Grecia, prin Bulgaria, băi, uh, sunt majoritatea zonelor, zici că a dat bomba atomică și nu e nici dracu, nicăieri. Nu da. e lume pe stradă, nu e nimic. E, cu această excepție, când am ajuns acolo, până în intrarea în stadion, erau niște uh, camionete cu unde se vindeau mici scoici și bere. Și care erau pline de rocker. N-am văzut în viața mea o densitate de tricouri care au fost odată negre. Știi? Da. Băi, dar erau enorm de multe. Uh, și era un băiat care vindea, deci era merchandising oficial și mai erau niște băieți care vindeau pe la colțuri tricouri făcute cu ei, explicându-ne că ăștia le dau prea scumpe că sunt zgârciți și da, așa da. și pe dincolo. Uh, dar Motorhead-ul a fost magistral. Da. Am mai revăzut o la București, băi, n-a fost atât de mișto, uh -huh. nu știu, da. mă rog, la București n-a fost cap de afiș acolo. A fost, a fost la Best Fest, parcă atunci. La Best da. Fest, da, au da, da, da. fost, au cântat, au plecat, băi, el a fost mult mai abraziv. Cred, cred, da, dar, da, nu, e altceva, e altă piață, e altă emulație acolo, foarte frumos. Am, avut, am ajuns la un, cavarna dar nu la acel festival, ci la un festival de thrash, s-a întâmplat să fiu un la mare, un doi mai cred, și am zis, hai până, până acolo. Am ajuns imediat și am văzut, nu mai știu, overkill, ceva de genul ăsta. A fost, a fost, a fost foarte frumos. La fel, sunet bridge, mi-a, mi-a rămas întipărit în minte cât de bine a putut să sune. CD, CD era sunetul acolo. Foarte, foarte. Și deși era pe stadion, adică nu era, să zici... Da, foarte frumos, foarte frumos. E amuzant dacă te duci uh, în cavarna, în orice alt, uh, altă zi, în care nu e festival, bănuiesc că acum nu se mai ține nimic acolo. Cum spuneam, orașul gol. Da. nici dracu pe stres, dar pe canturile blocurilor ai Coverdale da. desenat, picturile ale imense, picturile ale imense da, da, Billy da. Idol și o statuie cu Dio, uh -huh. pentru că primarile de la acea vreme era mare fan Dio da, și au da, făcut o da, statuie. Da. Mi s-a părut drăguț asta. Băi, eu te urmăresc pe tine pe Facebook și te urmăresc treaba asta cu Underground Metal. Da, Da. Pentru că... Ceva mi se întâmplă și mie cu etatea. De vreo 2 ani de zile, de când a dat pandemia peste noi, am reînceput să, să ascult mai mult metal decât ascultam mm -hmm. înainte. Și le tot reascult pe alea vechi pe care le știu foarte bine. Uh... Cei drept cu vârsta am început să fiu atent și la tranziții, și la șmecherii, și la cum se aude basul, și la cum a luat la solo de Foarte chitară. Bine. Am început să, să merg în detalii și de asta tot reascult alea clasice și vechi. Dar câteodată vreau să mă ascult și din astea noi și să văd, băi, ceva, ceva ce trebuie să-mi atragă mie atenția. Pentru că... Ai o masă critică de trupe, dintre care în mod firesc trebuie să răsară câteva vârfuri. Aici vreau să mă contrazici tu, pentru că eu am această problemă. Am avut Black Sabbath, am aflat cu... Chiar zilele astea am citit un articol, am aflat cu oarece amuzament că termenul de heavy metal vine de la o critică a primului album, Black Sabbath, în care cineva, omul care a scris, nu i-a plăcut acel album, știi? Era mm -hmm. o critică nasoare și i-au folosit acest cuvânt, această sintagmă, heavy metal, tocmai ca să dea cu ei de pământ. Am zis. Nu știam asta. -am. <coughs> da, mi s-a părut amuzant. Și de aici vine termenul de, de heavy metal. Pe de altă parte, mă uit la acest uh, underground metal la tine, băi, și văd niște nume de, de cu fier și spinării. Stai că -ți spun câteva. Putre sens, uh, SIG-SID, uh, uh, Dying Alone, ce Dumnezeu mai e de ascultat din astea noi, ceva ce ție ți-a atras atenția și zis, bă, uite, merită. Pentru că să-mi termin ideea, uh, am avut acest Black Sabbath, da? Uh, cred că un băiat e uh, în scoț de la Anthrax a spus, băi, este Black Sabbath și tot ce facem noi sunt de fapt variațiuni pe temă, știi? Plus uh, avea, avea, uh, da. mai, mai, mai apălur lemi care ne-a explicat cum trebuie să stăm pe scenă. Da. Care e atitudinea. Uh, dar am avut Metallica și avem metalica care unii spun că am închis metalul. Eu aș merge pe mai departe și a spune că tu l-au făcut asta. Mi, se pare o culmea perfecțiune ce fac ei acolo. Dar de, de la tul încoace nu avem care e trupă 90-ista, hai să spunem. Eu personal nu am mai auzit ceva care să îmi, îmi atragă atenția în mod special să spun bă, uite, nu sunt doar variațiuni pe temă, ci avem și ceva în plus. Da, așa este. Eu pe lângă acest playlist Underground Metal el este într-un fel copilul altui playlist care se numește New Metal Friday, care este nu e doar de Underground, este cu toate lansările din acea săptămână de rock și metal, mai mult metal, mai puțin rock sau așa unde săptămânal sunt cel puțin 300 de trupe care lansează, cel puțin de care știu eu și pe care cumva le urmăresc, 300. da, le urmăresc și le, le, compilez în această listă, săptămânal. Este un, odată este un volum imens de informație. Eu nu am puc să ascult complet tot, adică le ascult fugitiv să văd exact cât de bune sunt, să nu fie orice bălărie să pună acolo, dar încercând să ascult după aceea tot playlist cred că ascult vreo 150-200, n-ajung la finalul lui. Gândește-te că... Da. Gândește-te că nu mai am timp, decât poate cândva în mașină, când mai mă plimb prin oraș, să ascult un album cap-coadă, dacă s-a lansat în săptămâna aia, sau altceva. Deci nu am timp să ascult un release nou. Gândește că nu... Asta înseamnă că nu mai ai timp să aprofundezi ceva. Nu mai ai timp să asculti ce ascultai acum 20-30 de ani, cum spui tu, să reascult, să-mi dau seama de nuanțe. Cred că niște sadistic ritual, ritual în, în traficul din București e tot ce are da. nevoie. Po și ce vreau să spun... Poate că și acest volum foarte mare de informații și de muzică face și ca ascultătorul să nu mai aprofundeze foarte mult, să nu mai asculte atât de mult o singură trupă. Nu știu, probabil că. Uh, uh, nu mai este același tip de consum cum era acum 30 de ani când mi-aduc aminte cum stăteam cu coperta albumului în mână și citeam versurile și de 20 de ori. Și normal că acum știu pe din afară tot ce înseamnă Metallica, Maiden și... Megadeth a... și... Exact, Vârful. tot, tot ce ascultam în adolescență. Acum toată chestia asta trece foarte rapid pe lângă noi. Poate și de-aia nu mai E mult mai greu și pentru artiști să explodeze, să apară cât un vârf din multitudinea asta de, de muzică care se lansează. Este foarte greu. Adică, asta e. e e greu pentru, da, e greu pentru artiști să, să răzbească foarte, să bubuie, în, în, să ajungă în mainstream, știi? Se lansează da. foarte mult, multă lume își face muzica acasă, o produce acasă, se lansează foarte mult, pentru că este o piață, cum să spun, li la liber. Oricine poate să lanseze acum pe Spotify și pe YouTube, numai ca înainte să ai contract cu o casă de discuri, să te găsească o casă de discuri, scouteri și endar, oameni de la endar, să înregistrezi în studiouri bucuite cu jumătate de ani înainte. Acum toată lumea lansează, se lansează muzică pe bandă rulantă și probabil că și din asta e mult mai, din cauza asta e mult mai greu să mai iasă trupe foarte, foarte mari. Nu știu, poate cred că gojira ce mai este așa din nou val, să spunem, sau nu știu care. Dar și au nu știu câți ani, de fapt. Și ei au mulți ani, da. Deci, da, eu, eu tind să cred, ca să finalizez un pic punctul ăsta, tind să cred că nu calitatea a scăzut și a crescut foarte mult cantitatea. Pentru că și acum, dacă stai și asculti, sunt și cauți, sunt foarte multe trupe cu foarte multe albume și au produse foarte mișto. Dar le găsim greu, le ascultăm greu din lipsă de timp și da, probabil că de-aia le și lor greu să, să, ajungă mai sus decât merită, poate. Mă uitam la un podcast cu Steven Taylor, vocalistul Aerosmith, și el le explica acolo, zice, băi, până în anii 60-70, când ne-am apucat noi de treabă, eram ca cin cam 50 de trupe și toți eram foarte buni. Exact. Acum sunt 500 de mii de trupe și toți exact. sunt foarte buni. Exact. Și uh, am mai vorbit asta cu Gurel Vrabete, a venit uh -huh. acum vreo lună de zile aici, și el spune același lucru. Băi, este brusc foarte multă muzică, și uh, este și acest paradox că ai uh, tot ce presupune social media, care te ajută mult mai mult la promovare, pentru 70, 80, 90, n ai treaba asta. Uh, și paradoxal, foarte puțină lume poate să ajungă la uh, uh, quality muzical pe care A, chiar poți să este audai. pentru că și în social media este același lucru. Chiar dacă tu te abonezi la acele formații care îți plac, până la urmă nu ai cum să vezi notificări și să-ți în feed tot ce te interesează. Dacă ai o mie de trupe pe, la care ai dat follow, probabil că nu o să vezi informații despre toate. Când odată nu ai timp la dispoziție să tot te uiți pe, pe Facebook ca nebunul și doi, nici nu îți apar în, feed toate informațiile și da, poți să sari peste, poți să pierzi niște chestii foarte mișto. Chiar dacă într-adevăr social media te, ajută, pe tine ca și informație te ajută foarte mult să-ți promovezi produsul. Nai două, trei nume din astea mai noi să, să mai da. ceva nou? Nu știu, mă gândesc. Că, că deja am terminat doua oră discurile cu Jodas Priest. Da, îți zic dacă îmi vine cu parcul. Mai am și această întrebare. Ce ascultă rockerii pe la noi? Eu întotdeauna am avut o problemă cu o anumită tipologie de rocker la noi. Băi, care sunt cu, cu ochi de cal, știi, cu apărătorile alea. Era Judas Priest, era Manowar, Metallica, eventual Megadeth și cam atât. Și mai nou văd că am mai intrat așa într-un soi de conștiința colectivă a rockerului român, uh, Slipknot și uh, System of a Down. Dar nu pot să am o discuție despre James Addiction, de pildă, sau despre Abarnam, ceva mai sofisticat. Temple of the Dog. Temple of the Dog, da, clar, nici nu se pune problema. Da, adevărul este că acești ascultători mai tineri, ca să spun așa, au niște gusturi mai variante, mai extinse decât cum aveam noi. Nu știu de ce, probabil că așa e acum. Anturajul gașca, ca toată lumea, ascultă de una, de alta. Adică poți asculta de la sepultura la dens, trap, nu știu sunt mai deschiși. E și bine, e și, da, nu știu, nu, nu tind să-i uh, să um, acuz sau să-i judec. Uh, important este să existe în continuare public pentru toate genurile, public pentru rock, cum ne interesează pe noi, dar, uh, da, uh, așa, uh, anii 90, uh, sau cel puțin anii 90, au fost, uh, nu, nu, se mai întorc. Și, uh, Era altă fie, uh, efervescență, da. da. Și alte bătăi la concerte, acum a stat da. Da, mai, asta nu pot să spun că regret sau că duc, duc dorul. Da, aveam alt testosteron pe vremea da, 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 eram curios ce mai ascultă lumea pe aici, în zona asta de rock. Aș putea, cred, am putea încerca să facem o sumă a concertelor și la cea, unde a venit lumea cel mai mult. Eu știu că la Rolling Stones au fost 60 sau 64 de mii de oameni, Cred că Metallica a fost vârful ]ul ultimilor ani, cu siguranță, cu 50.000 de oameni și cam cam, cam asta a fost. ACDC? ACDC, da, nu știu exact câtă lume a fost atunci, a fost în Piața Constituției, parcă posibil, da, dar știi cum e? Sunt trupele de genul ăsta, începând bine, Rolling Stones, chiar nu l-aș lua în calcul, pentru că este un fel de, nu știu, rock. Pe aici, dar cel puțin pe parte de hard rock și mai sus, trupe ca ACDC, Iron Maiden, Metallica și așa mai departe, atrag absolut toți oamenii care probabil au ascultat, au ascultat muzica lor, chiar și doar în tinerețe. Adică probabil că au venit foarte mulți hai mă să văd și eu cum mai e la un concert, să-mi aduc și o aminte de tinerețe, îmi plăcea Nothing Else Matters și Entertainment în 91, știi? Mai aud pe la radio una alta așa, hai să mergem și noi și și au și soția și copiii și așa mai departe și nu, nu i-aș încadra pe toți ca fiind toți aceia un public Exclusive. Lasă că și noi de... am ajuns să ne luăm copiii la concert. Da, da asta e okay. foarte bine. Da. da. Noi le luăm pentru cu totul alte motive. Bine, și iau tot pentru acele motive să și ducă copilul să vadă cum e sau ce au trăit ei în tinerețe și cum se distrau. Dar uh, nu cred că se va mai întâmpla încă un concert prea curând cu 50.000 de oameni sau știi. Ala a fost așa. Un... Uh... Ne aduc aminte de pildă când a venit prima oră Dream Theater. Băi, a fost sold out sau da. a fost arnele române pline. Acum cum o fi fost? Acum nu știu, a fost uh, ok, a fost ok, uh, moderat, ca să spun așa, dar și asta este un, cum spuneam de la, la început, cu multitudinea de concerte. Evident că acum și lumea se uh, 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 împarte între concertele la care poate să meargă, pentru că na, chiar dacă vrei să mergi la toate, nu poți să mergi la toate, din vari motive, timp, bani, alte obligații. Și trebuie să alegi. Mă gândeam și la faptul că, faptul că a fost atât de multă lume la Maiden, este și pentru că a fost primul mare concert din da, 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 pandemie. Posibil, da, și... da, da. Și. Uh, da, uh, sunt, sunt multe, sunt uh, multe bucurător sunt și multe formații românești care acum atrag un public foarte, foarte numeros. Uh, vedem uh, trupări cu două concerte de lansare în Quantic. Uh, Bucovina, Dirty Shirt, sunt trupe. Alternosfera care. Da, -au, ăștia, am, văzut, da. am fost la cântare Roadkill Soda în deschidere și Alternosfera. Cred să mai fi văzut probabil Alternosfera de vreo câteva ori, dar acum am realizat, măi, oamenii aia, trupa aia, mm -hmm. are publicul exact. ei. Da, 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 pabarna, da. da, da. avem versurile. Toată lumea știa versurile mm. în afară de mine. Eu te moți Ar fi trebuit să le știu. Ar fi trebuit <laughs> să le știu. Data viitoare. da. Să fac și asta un de... e un lucru îmbucurător, știi? Pentru că, na, înainte, când eram noi tineri, erau acele trupe mari pe care le știe toată lumea. Iris, Compact, Holograf și așa mai departe, și alte cuvinte. Din porne. Da. Uh, dar și ele erau de atunci, erau mai vechiuți, adică deja aveau discografia consistentă. Acum, trupele de care spun sunt pe val, sunt în creștere, sunt... acum se maturizează și ele. Și iată că. na, mă bucur, mă bucur că există un public și o piață de desfacere, ca să spun așa, pentru trupe, și pentru trupele românești. Știi ce mă amuză? Cum s-a schimbat între timp uniforma de rocker pentru că eu mi-aduc aminte de anii 90 când i-am luat o geacă de bluș de tata și am scris sepultura mare cu pixul pe spate și uh, tot tata mi-a mai făcut rost de o Exact. Și aveam și un început de plete acolo, ceea ce mă punea mereu în situația pentru că um, n-am fost foarte bun la învățătură și n-am nimerit la liceul la Coroacheri sau la liceele alea cu rocker mi-am cam luam niște mm. mi luat niște capace, mult timp mi-am luat niște capace din cauza asta, știi? Pe de altă parte mă uit acolo la concerte băi, s-au schimbat uniformele lumea e mai... Da, bine, eu mi-aduc aminte, primul meu concert a fost în 88 și a venit vecinul meu la mine hai la concert, era Iris la Polivalentă nu știam prea mult nici de Iris nici de costumația adecvată și mi-a spus, hai că trebuie să ne îmbrăcăm în cachii cămașă de militar Ok, nu mai știu de unde am găsit-o, cămașă de militar și așa. Bine că n-ați a... avut și diagonală. <laughs> și așa era pe acolo, pe la concert, erau mulți în cachi, tot cu gente de alea, de, genți de, de cu mască de gaz. Da, erau, da. erau, niște chestii pe vremurile alea, acum când mă gândesc. acea de siguranță. Da, și bine, scris cu pixul pe, pe cămâne și alea și pe genți. Și pe... -aia, acum, da, cu ce să zic, lumea se că îmbracă... bine, la Maiden am văzut, nu tricouri cu Maiden, fiecare de unde le avea, unele mai noi, altele mai, de când erau ei mai tineri. Dar na, frumos, frumos. Mi-aduc aminte, primul meu concert a fost uh, 16 decembrie 1989 uh, când începuse răzmerița pe la Timișoara și uh, atunci erau uh, concertele de la 4 la 7 și de la 7 la 9. La 10. Uh -huh. Aceleași trupe și nu m-a lăsat mama de la 7 la 10, m-a lăsat de la 4 la 7 Uh, și mi-au aminte, odată când am ieșit de la concert erau niște dube de alea de miliție la vremea total neprietenoase. Uh, iar înăuntru la polivalentă se stătea jos, trebuia mm -hmm. să stai pe scaun, iar rockerii da. erau pe părțile mm -hmm. polivalente, acolo da. era treaba. Și acolo era cu headbanging-ul și, cu... și venea un milițian cu un domn, cred că și știu despre cine este vorba, are analist astăzi. Mm -hmm și organizatorul te cis de frunte la vremea aia care venea cu lanterna. Nu, stai jos, stai jos, stai jos, n-ai voie să te scol, n-ai să... dar... Da. da, nu se compară, da, sunt anumite chestii pe care acum cu greu le, le explici cuiva și le-ar putea înțelege cum era comunismul, inclusiv cum se trăia atunci. Uh, și ce efervescență avea un concert rock atunci că Acute bucuri, da. dar atunci era Atunci explodai, atunci era uh, un Tip de solidaritate da, chiar Da, 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 da. Nu era normal, nu avea așa ceva erau, Chiar erau evenimente foarte importante Orice tip de concert și astea mari de pe la Polivalentă Și cele mici de pe la Tândărică, Ion Creangă De pe aia teatre și așa mai departe BLS și pe unde mai se țineau concerte era, era cu totul altceva. Nu zic neapărat, adică mi-e dor de acele vremuri, pentru că mi-aduc aminte de copilărie, adolescență. Bă, pe cum, cum eram eu pe vremea lui Bă, era bine. Păi cum mă și păi din clădă? Da, frate, dar aveam 18 ani. Da, da, <laughs> da, exact, exact, exact. Da, și nu, erau concerte semi-improvizate, adică nu e ca acum, când ai de la pizza, la burger, la băutură de toate felurile, la... Tricouri, merchandise. Exact! discuri tot de cumpărat. Atunci, a. Iai înainte bine că nu aveai nimic de băut la concert, te duceai acolo cum te duceai, te luai la bătaie sau îți furai unul altul geaca și așa mai departe, te găseai pancării care îți furau țigările și te băteau. Nu, erau... Gașca de la Romană, Romana, da. gașca de la Parcul Circului, exact, erau da, niște gășcălițe da, pe da, aici da. prin București. Da, era, era o nebunie frumoasă atunci, ce să spun, eu, eu mă bucur tare mult că am prins acele vremuri pentru că nu le mai, nu le ma, va mai trăi nimeni, știi, și am prins cam de toate. Cel puțin, cred că m-am născut la momentul potrivit. Am Știu acum, pot să zic că știu cum a fost absolut orice regim dictatorial, lipsuri și așa mai departe. Și comparativ cu chiar cu prezentul de acum, putem să spunem, băi, am trăit niște vremuri care nu ni s-au părut atât de bune atunci, dar de fapt erau destul de bune. Da. Putem să da. spunem și asta. Uh, băi, mă uitam, uh, am văzut un podcast uh, zilele trecute cu Grimes, uh, purtătoarea de copii a lui Elon Musk și artista Grimes, mm. care la un moment dat vorbea despre Spotify. Uh, și spunea două lucruri despre care eu habar n-aveam și anume... Uh, Că Spotify a reușit să-și plătească, reușește, foarte mulți sunt nemulțumiți, mai ales din numele astea mari pe care noi, care ne mai apar nou în fidurile noastre de social media, Axel Rose și așa mai departe, toată lumea este nemulțumită de, de banii care vin de la Spotify, de la Apple Music și așa mai departe. Uh, Graham spune cu totul altceva, și anume, ce ăștia mari nu-și mai au banii pe care și au dar Spotify-ul cumva a reușit să împartă bani egal la cam toți artiștii care sunt acolo și ăștia mai mici și mai necunoscuți nu trăiesc chiar rău, adică pot să-și asigură un trai exclusiv din Spotify. Nu știu la ce nivel de. cât de jos s-a dus ca. cum a catalogat artiștii mici și necunoscuți, pentru că... nu cred că poți trăi ca și artist mic și necunoscut doar din banii din streaming. Pe de altă parte, acest mod de a consuma muzică și de a pune muzică la dispoziție pentru public și de a, publicul de a consuma în felul ăsta are același avantaje, cum spuneam mai devreme, cu social media și așa mai departe. Toată muzica îți apare instant, o ai în ziua lansării, nu trebuie să aștepți o comandă de vinil sau de disc sau așa mai departe, ai poți să asculti absolut orice, poți să încerci, poți să dai skip imediat la ce nu-ți place. Muzica a devenit foarte accesibilă și asta este un mare avantaj. Nu se generează același volume cum se genera înainte, când erau mult mai puține artiști, mai puține lansări și... Na, evident, consumul era per unitate, să spunem, era mai mare decât acum. Acum se ascultă mai puțin, de aceea nici banii probabil nu mai sunt la fel de mulți ca, ca în trecut, dar este un cu totul alt sistem. Nu se mai, nu se poate compara absolut deloc cu produsul fizic care era acum 30 de ani. E Calculul atunci era, în, hai să zicem, în Statele Unite, era cam așa. Uh. Ave, venea casa de discuri, investea în tine. Știu că cel puțin prin anii 70, momentul în momentul care găseai o trupă mai răsărită, investeai în cinci albume, ceva de genul. Iar deal era din 10-12 dolari cât era un vinil, să zicem. Poate mai târziu chiar un CD sau casetă. Artistul își lua 2-3 dolari Păi, da, la un așa. milion de unități, cum să spune, vândute, păi erai cam bine. Da, da. Acum... Evident, nu, mai, nu, nu, nu oprește nimeni un artist să vândă 10 milioane de discuri, dar nu se mai vând, că asta e piața. S-a schimbat modalitatea de consum. Pe de altă parte, în afară de faptul că eu sunt fan Spotify și a serviciilor de streaming, eu înțeleg perfect care e modelul de business, pentru că sunt în domeniu și ăștia sunt banii, adică s-a ajuns la un, o modalitate win-win, un punct de echilibru, în care, până la urmă, 90% din oameni, sunt, inclusiv industria, inclusiv artiștii, sunt mulțumiți cu ce se întâmplă, pentru că s-a înțeles care e sistemul și asta e dacă Spotify are un abonament de 10 dolari și sunt un milion de oameni într-o țară, sunt 10 milioane de dolari care se încasează din muzica Spotify în luna respectivă și care se împart pro rata la câte streamuri au avut fiecare în acea lună. Mm -hmm. 10 milioane se împart la. Câți Dacă a fost un singur artist, a luat 10 milioane. Dacă sunt 100 de milioane de artiști, iau 0,1 dolari fiecare. Asta e și așa se întâmplă. Eu văd ca un sistem destul de corect. Probabil că dacă s-ar mări abonamentul la 12 dolari, n-ar fi bine. Că Dai seama că au făcut teste de când există, de 12 ani, de când există sistemul ăsta. Și toate, nu doar Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, toți și-au făcut benchmark-uri și știu exact cum pot varia. Sunt țări în care îți permis să plătești mai mult și sunt abonamente un pic mai scumpe, țări în care, în India, nu știu, 5 dolari Spotify sau mai puțin. Asta e tot 5. E 10, cred că la Uh, Știu că am renunțat și am trecut pe Tidal. Da, dar mai ales dacă ai scurile necesare, quality, e perfect da. Tidal-ul. Mm -hmm. da, muzica e aceeași peste tot, adică ca și catalog disponibil e... 99,9% același catalog peste tot. Și da, asta e. Eu nu, 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 nu o să blamez niciodată serviciile de streaming, din potrivă, le susțin și le folosesc și îmi plac foarte mult, dar asta este piața. Și da, normal, nu mai sunt aceiași bani, sunt mai puțin, dar asta e. nu știu, asta e viața. O altă treabă interesantă pe care o spunea Grimes, tot despre Spotify ceea ce m-a făcut să ridic din sprâncean este că 80% din consumatorul de muzică, să-i spunem așa, ascultă classic rock. Da, zis, cum și de ce, uite, discuția și de mai devreme, de ce nu mai ascultăm muzică nouă? Da, nu știu, probabil că, într-adevăr, este, un, este o creștere a consumului de catalog, să spun așa, nu ne neapărat rock, dar este o creștere de, a consumului de catalog. Uh, includ aba și tot ce e acum, catalog sau uh -huh. clasici. Uh, boniem, eu mai știu toate, toate, toți, toate numele mari din anii începând în 50-60 încoace. Uh, pentru că și publicul la cumva uh, nu neapărat că am bătrânit, dar cel puțin noi, zai să noi crescând cu în copilărie, eu am ascultam Boniem în casă, poate mai ascult și acum Boniem și Smokey sau mai știu eu ce să. Eu la beție trec pe Sandra. Ei, da. Acolo e plăcerea mea da. vinovat. Exact, exact, foarte frumos. Și da, crește crește consumul de catalog. Nu sunt foarte sigur că e neapărat spre rock toată tendința asta, dar da, muzica muzica clasică ca și vechime, să spun așa, nu ca și gen muzical muzica oarecum, să-i spunem, veche, întotdeauna va, va, rămâne și va avea public. Și nu doar din uh, cei care au trăit vremurile actuale și uh, vin oameni mai tineri care ascultă și îți dai seama că se, astfel se crește plaja de ascultători. Adică sunt odată cei care au trăit vremurile alea și, le, și ascultă și acum muzica asta. Și Există această constantă că cam ce ascultăm noi, pe la 16 ani, ascultăm toată viața. Așa este. Avem o, această metodă. Eu vreau să spun că nu mi-am schimbat uh, deloc uh, gusturile muzicale. Adică înțeleg mult mai bine muzica acum decât o înțelegeam la 15-16 ani, o ascult altfel, descoper alt, mereu alte chestii și analizez altfel muzica. Dar ca genul muzical nu pot să spun că mi-am mi schimbat opțiunile sau m-am domolit sau m-am îmblânzit. Sau, adică ascult și acum cu aceeași plăcere un death metal sau eu știu um, Napalm Death sau așa ca și, ca și atunci. Bine, eu mereu am ascultat toate genurile muzicale, de la uh, grunge la uh, death metal. Uh, dar. Uh, și acum la fel. Adică nu pot să. nu, nu zic că m-am îmbătrânit sau că nu mai ascult, că mi se par prea zgomotoase anumite chestii. Nu. Și probabil că mulți au rămas la fel. Adică nu. Nu, trecerea timpului sau așa, nu cred că schimbă neapărat gusturile muzicale. Nu am o, am o, acest, această extraordinară șansă la viață cu fimea care are 16 ani, ce vorbeam Mulțumesc, mai devreme, și care s-a făcut roachiriță. Nu am făcut-o eu. Treaba este că ce ascultă ea sunt tot trupe de cu 30-40 de ani. Cred că singura excepție este Maneskin. Uh -huh o trupă din știu, relativ, Eurovision. -am da, 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 da. Deci, Ceea este singura excepție. Restul, am fost surpriza să-mi arate niște piese de la UFO pe mm. care eu nu le știu. Foarte da. tare. Da. da. Și i-am explicat, mă, dar de ce n asculți de-astea de acum? Nu, nu rezonează nicicum. Așa este, așa este. Și filmea are 12 ani, exact cum spuneam înainte. Uh, și m-am uitat la playlist-ul ei de Spotify și, într-adevăr, are clasic rock. Are un și-a abonat la un playlist de classic rock. Nu știu, probabil că și dorința de a asculta rock, poate și ca să ne facă nouă pe plac, probabil că și place. Și sunt, mă, să fim, să recunoaștem, acel clasic rock e, va fi întotdeauna melodios și îți rămâne în cap și, na, piesă Kiss, nu, nu poate să ia niciodată, referenile de atunci, nu poate să le ia nimeni. Mai ales, de, cum spuneai tu, dacă începe și să cânte la chitară, e altceva. Da, bă, e altfel înveți clasicele, știi? Toată, toată lumea începe cu clasicele și noi când, Toată și... lumea începe cu Water. Exact, exact, da. Deci, da, nu, vor rămâne pentru totdeauna asta, ceea ce e foarte frumos. Mi-aduc aminte în, în anul de grație 1990, imediat după Revoluție, avem 15 ani, mi-am făcut trupă cu băieții de la bloc, aveam și un nume mi și rușine, se numea Chiuretaș cu Q. <laughs> Atât s-a putut. În fine, dar ce am amintirea acestui fapt, eu eram vocalist. Bine că s-a terminat. Repede. <laughs> dar am următoarea amintire. Chitaristul Robert de la Scara B, care avea o chitară făcută de cineva, Normal. Uh, și un efect într-o cutie de seringă corect, făcută de altcineva. Uh, mergeam cu cablurile alea care cum pârâiau din toate încheieturile, dar ce era extraordinar în toată povestea asta este că pe post de amplificator avem un radio rusesc. Clasic, clasic, toți am început așa. Ce era extraordinar cu acest radio rusesc era că avea un difuzor destul de mare și foarte bun. Distorsiona oricum ăla. Distorsiona oricum, dar treaba este că cumva o, o obținusem sau așa mi se părea mie atunci suna destul de apropiat cu cu Rust in Peace. Uh -huh. cu, cu sound de chitară de la Rusty in Mai Peace. fuz, așa? Da, 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 da. Zic, uite, mă, că se poate. Și tu cum ai început povestea? Tot așa. Asta? Exact așa cum spui tu. În liceu, în clasa 9, cred ca 10-a, cu prietenii, am zis, hai să ne facem formație. La început eram... Toboșar, până să mă, ne apucăm să cântăm, ne-am stabilit rolurile. Eu sunt toboșar, tu ești basist. așa și așa. După care, după, am, câteva săptămâni, m-am gândit eu că dacă sunt toboșar, nu mă prea văd din spate. Și am zis, nu, gata, eu o să fiu basist, tu ești toboșar. Am făcut switch cu așa, cu radu. Nu era în funcție de timiditatea fiecăruia sau. nu mai știu acum, nu. Eu voiam să fiu mai în față. Nu prea, în așa. spate, așa nu mi se părea prea cool. Și așa ne-am făcut prima formație, Tornado, cu un prieten, cu Radu, cu Adi și cu Andrei. Și am cântat așa baluri de boboci, ceva, cover-uri, Knocking on Heaven's Door, Energy in UK, așa de astea și, și potriveau, Știți Sex Pistols cu Guns N' Roses. În fine, dar na, asta puteam și noi atunci nu știam prea bine să cântăm, dar a fost frumos. Am cântat la balul din Lazăr, A fost o șmecherie atunci. Na. Uh, Ați și... avut grupiz? grupii? Măi, țipa lumea prin sală. Noi nu ne-am dat seama exact dacă, dacă țipa de bucurie sau de așa, dar, dar, să știi că am avut ceva de genul ăsta, o experiență de genul ăsta adevărată de grupiz. Adică am fost, am cântat într-un în liceu Odi Andre, era liceu maghiar din București, I-am zis, zis noi după aia live aia în Budapest La Unguroice Da, aia. exact și după când am terminat După ce am terminat concertul am zis Dacă sunt fete care vor să vină cu noi la o petrecere Să vină la noi Bă și-au venit vreo 3-4 fete și le-am luat la petrecere Și așa mai departe Știi, după aia Deci da, am avut groupies încă din, de atunci Și când te-ai luat în serios cu treaba asta? Păi, în Că... serios, ziceți... Hai să să lămurim da. uh, lumea. Uh, tu mai ești parte din trupa Lost da. și în prezent. Da, deci da, această da. trupă încă există. Da. Păi eu am avut așa, ca și istoric, de, de trupe. Am început cu Tornado în liceu și am avut deci -una, după perioada asta de... Bă, Copilăria a trupii, ca să spun așa, am înregistrat da. două demo-uri destul de bune, adică primul demo chiar l-am înregistrat la Vanc, în sala de repetiție. Vanca avea o sală de repetiție foarte bună, utilată foarte foarte mișto, era pe la perla, pe la Dorobans. pe Știu acolo, că am -a... filmat acea uh -huh. documentarul cu Vanc. Da, noi am, am fost filma... atunci, atunci, despre cu care vă uh -huh. făcea probabil bun. Da, 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 pe magnetofon. Uh -huh. Pe magnetofon s-a tras atunci foarte bine pe tobele lor, au sunat foarte bine. Aveam deja chitări bune că aveam chitaristul Andrei gângă avea o chitară unia Maha, Adi Pop avea un eco, era eco, dar luat de la magazin, era un magazin, pe la, pe, pe acolo pe la unirea de chitare, deja se deschisese. Aveam sculă destul de, de bunicele. A sunat bine demo-ul, deci asta fiind în 94, cred. 94-93-94, da, 93, 94, cred că am tras astea, două demo uri cu formația tornado după care ne-am ne cam lăsat așa pe tânjale, ne-am cam certat, ne-am despărțit într-un final și în 95 am ajuns la Abigail. Cu Abigail e, era deja, pot să zic eu acum, un nivelul următor, că am început să cântăm pe la festivaluri. Primul meu concert cu Abigail în 95 a fost la Top T, la Buzău, unde a fost foarte mișto deja. Era multă lume, era acea emulație din anii 90 în care Top de la Buzău era probabil cel mai mare festival din țară și era casa aia de cultură, curtea aia interioară plină de, de, oameni, se filma, se sunet foarte bun și cu Abigail din 95 până prin 98 am scos vreo două un EP și încă mai multe... Unde două, la două ce casă de discurs? Sau... A Bestial Records a, bestial a fost Records. da, albumul a, și a, am mai scos un demo după care ne-am la fel, ne-am cam certat, ne-am cam lăsat pe tânjeală un pic, am mai avut un reviriment prin anul 2000, bine, după ce a urmat anii 2000, așa, în care nu prea se mai întâmplau foarte multe lucruri pe parte de rock în, în București cel puțin, nu știu, a fost așa un, un declin al uh, muzicii underground, și ne-am reapucat, cred că ne-am reîntâlnit, ne am dorit cu Abigail să facem același, aceeași formulă din 96-97 și am, în 2003 ne-am reformat. Am avut un concert pe la Costinești și încă unul pe la... A fost la, la Arenele Romane, da, un festival, Studio Rock Open Air, unde a fost iar, a ținut toată noaptea, am cântat pe la 5 dimineața. Asta, deci în 2003. O, și asta? Da, a fost... A fost a, am, au am avut de toate și noaptea aia, tot bătăi cu bodyguards, că era, încă nu se știa prea bine cum e cu industria asta spectacolului. Tot în perioada asta am avut o colaborare cu Kronos. Cu care m-au invitat să, când nu aveau baziz, m invitat să cânt în niște concerte, și tot în perioada în care susțineam, să zic așa, partitura de bas în concerte, au înregistrat și, și un album scos la Pro Music și voi ucide de timpul să am numit album, deci am un album și cu cronos, scos prin două nu, tot 98, 2000, nu, nu mai țin minte exact. După care în 2000, după acele chestii cea tentativă de reformare sau de reîntregire în re 2003-2004 încă o dată nu ne-am înțeles foarte bine și cei care eram atunci în Abigail o mare parte ne-am despărțit și am trecut și am făcut Lost. Adică Toboșarul care este George, cu puncte între... care este cu puncte între ele și n-am spus niciodată de deci, ce are puncte între ele. Păi și voi nu... Ne... Întreb, da. nu știu, aștept să se desfințeze trupa și atunci pot să spun uh, să da, da, Și din 2004, atunci ce deci, eram... Uh, George la tobe, Dragoș la clape, cu mine la bas și l-am luat pe Bebe, prietenul dinainte de la Cromos și Abigail și așa, l-am luat la chitară și am început cu Lost, cu care o ținem până acum bine. S-au mai schimbat oameni și componențe, nu foarte mult, adică eu cu Bebe și cu Dragoș am rămas pe poziții, chitarez și toba l-am mai schimbat. Dar cum a, ai avut chemarea asta către bas de la început? Nu? Nu chiar n-am avut. Și să spun foarte sincer, nici nu am avut vreo chemare spre virtuozitate sau uh, studiu foarte mult. Adică eu am, mie mi-a plăcut să fiu în formație, să cânt uh, la un instrument, să fiu parte din tot ce înseamnă chestia asta, cu distracție, cu înregistrări, cu mers în turnee, turne, în țară și așa mai departe. Dar cu rușine oarecum, dar nu pot să spun că regret foarte mult. Nu am, fost, nu am studiat foarte mult. Mi-am făcut treaba pe instrument cât să nu sune prost. Și, da, și mi-a plăcut și la Tobe, chiar dacă, nu, sau nu știu, poate pentru că la început voiam la Tobe, mi-a plăcut în continuare, când mai văd un set de Tobe, mă duc și mai mă joc așa un pic cu ele. La chitară nu știu dacă m-aș fi băgat neapărat sau clape sau așa. Da, Tobele și basul, da, mi-au plăcut. Dar, na, da, la bas probabil că am ajuns așa, oarecum conjunctural. Ce ba să Am avut prima oară un... Bine, primul a fost, nu știu ceva, un reghin de la formă de uh, Gibson Les Paul, la bas, știi, așa. Luat de pe la... Era moșul ăla de la... Din Romană, de la... În unde hotelul ăsta, hotelul, nu știu cum îi spune acum. Da, 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 știu ce zici. În la Hovar, acolo. Ce să-i zici acum. Da era, un, da, era un magazin de cu o consignație de instrumente muzicale de genul ăsta. Bine, lumea lăsa ceva la vânzare, eu vedeam îmi place, am luat de acolo o chitară bas, după care am avut un Yamaha de la Borobeică, de la Iris, l-am luat că Răzvan, chitaristul din Ebighiel, era prieten cu el, vecin. Și cu acest bas, o întâmplare foarte gazlie, după un festival de la Posada, unde am cântat cu Ebigil, prin 97, cred, aveam tren dimineața la 7 dimineața și îți dai seama că noi stând acolo prin hotel, prin gară, pe unde am stat noi până dimineața, am, am obosit, ca să zic așa. Și când am ajuns în București, din gara de nord, plecând spre casă, am ațipit în tramvai. Mă trezesc la capătul tramvaiului, basul nu mai era. Asta e. Noroc că aveam sub scaun, aveam și un rucsac cu o cameră video și așa mai departe, care era acolo. Și l-am declarat pierdut, după care am... Uh... Bă, da, mă gândesc că mai am și eu tot soiul de prieteni chitariști pe la alte trupe și din când în când mai apare pe Facebook băi, mi-a furat cineva chitara. E totuși o lume mică și chitara aia mai, de vreun sau mai târziu cumva reapare, adică... Sunt foarte mulți și din toate genurile muzicale. De la blăutărie, la manele, la folclor, la nu cred că putem să spunem că îi găsim pe, pe toți, știi? Dacă erau doar cu roc, probabil că îl găseai într-un final, știi? Dar dacă ajungi cine știe pe unde, în ce comună de pe lângă București, într-o crijmă, na, asta -i. Știi că mai e legenda cu chitara cu SG-ul lui Ayumi care a fost furat și că era blestemat mm -hmm. și ăla care l-a furat, nu știu, a avut accident de mașină, a pățit nu știu ce, a pățit, a pățit vreo trei nasoale da. și l-a înapoiat. A fost da. o, o poveste Tare, asta și Dar, dar cum? mi se pare normal, da, orice legat de Black Sabbath trebuie să aibă <sus> o poveste. Da, în fine, și ultimul bas pe care l-am și acum este atunci, deci prin 97 când s-a întâmplat chestia asta cu Yamaha, a venit mai mai din state că pusese în vizită și mi-a făcut cadou un bas, un epifon, bun, de atunci că e făcut ca lumea de acolo, de la mama lui. Da. Și cam asta e povestea cu instrumentul meu. Da, nimic. Pe ce amplificator? Nu am amplificatorul meu anume, nu. La ce găsesc la sala de repetiții. Mm -hmm. Da, Eu mă gândeam că mai baș bași pe acasă. Da, să... am acasă un amplificator, un epifon mic de la de mm -hmm. 5, de nu camera. știu da da, 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 da. Da, tare asta cu basul da. și cu... Uh, știu că noi consumam tot soiul de știri, mi-am mi -am adus aminte de asta cu, cu chitara blestemata la Iomi. Uh, știi care a, a fost motivul pentru care uh, Stairway to Heaven a fost o piesă de așa mare succes? Uh, are 7 minute sau 8. Mai multe, da. Da, acolo. Și uh, în anii uh, 70 o puneau DJ la radio. Foarte des pentru că aveau timp de țigară. Am înțeles, da, erau multe melodii lungi atunci. Da, și am mai citit, am mai citit o treabă. Erau foarte multe melodii lungi și erau unele de succes. Asta care mai era, cel din time. Da, 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 da. Da, 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 suficient timp pentru țigară. Și am mai citit. Uh, era, o, era un articol cu statistici bizare. Uh, de câte ori s-a vândut un ACDC mai prost? de genul flying on the wall, uh -huh. așa, economia Angliei avea de suferit. <laughs> da, nu știu. Da, frumos, frumos. Măi, eu trebuie să mai spun lumii că uh, ar, fe ar trebui să se aboneze. Mie mi se pare că faci o chestie foarte bună cu canalul de YouTube și cred și cu site-ul, arhiva mea. Da. Uh, mie mi-a folosit foarte mult în pandemie. De jur că în pandemie am stat destul de mult pe, pe arhiva mea și m-am uitat la tot soiul de chestii. Am avut tot timpul de pe planetă. Ce mai e cu Lost acum? Păi cu Lost așteptăm să ni se întoarcă tobarul din țările calde, pentru că este plecat cu munca într-o croazieră, prestează muzici prin alte țări deci îndepărtate. De că se trăiește și din muzică. Se trăiește, dar bineînțeles că se trăiește și din muzică. Bine, probabil că nu atât de bine pe cât s ar dori, dar na, muzica live și instrumentiștii de genul ăsta pot să spună ca un job un job real. Uh, și da, așteptăm să se întoarcă și să reluăm activitatea. Ultima acțiune a fost în octombrie uh, un concert în Quantic pe care l-am ratat pentru că aveam COVID și eu și Clăparu și uh, au cântat cu alt basist. Micile bucurii ale vieții. Exact, da. Și este o amintire oarecum tristă pentru mine ultimul, cel mai recent <laughs> concert lost. Sper să nu fie ultimul, dar așteptăm cu nerăbdare să se întoarcă Gomez și să reluăm, să reluăm activitatea. Noi, știi cum e acum, ajungem și noi la o vârstă, ne avem alte priorități, alte uh, timp mai puțin, dar în continuare mereu spunem, da mă, facem, facem, cum facem cum, imediat cum putem, facem. Sper să se întâmple. Mai cu oare ce excepții se întâmplă constat în ziua de astăzi și anume fiecare trupă chiar să lanseze o piesă și o aia e. Uh, nu mai lansează sau puțin sunt aia care se mai hazardează să lanseze un album. Da, așa este uh, streamingul pe de-o parte, a adus și acest tip de consum al, uh, uh, al muzicii, adică este mult mai bine și îți promovezi produsul mult mai bine dacă, să zicem că ai material de un album. Uh -huh. Nu e recomandat să lansezi albumul astăzi Știi? Și atât. Ai un single, două? Asta mă înțeles Exact, înțeleg. știi, le scoți asta, chiar da. cât mai multe melodii din albumul respectiv, să le scoți înainte, pentru că se acum, cum să spun, sunt aceste Spotify, de exemplu, are aceste playlist-uri de noutăți și ai tu Release, Raid, așa mai departe, în care ți intră o melodie de la lansarea respectivă. Dacă ai un album de 10 melodii, tot una ți intră acolo și probabil că lumea ascultă o melodie. Dacă le lansezi pe rând, așa, ajunge la public din 3 în 3 săptămâni, din 4 în 4 săptămâni cum te decizi tu, ajunge fiecare melodie, se exploatează, se consumă mult mai bine contentul respectiv. Acum, bineînțeles, nu vorbim de artiști care scot o melodie și atât sau, na, numai, dar când ai un album, e bine să-l întinzi așa pe o perioadă mai lungă de timp. Cum, de exemplu, facem acum eu, lucrând și la Universal, cum facem cu celelalte cuvinte. Am început... Vă să de un album lost? Nu, nu, cu lost discutăm. Cu celelalte cuvinte am început să scoatem și cu Iris Neurumiescu, la fel am făcut. Am scos 4-5 cinci uri înainte, după care album la fel ce alte cuvinte au scos, cred că 4 tot așa, 4 sau 5 melodii, albumul urmează la, în toamnă, probabil. Așa este, în afară de faptul că bă, e consumul mai bun, țin ții publicul alert, aduci mereu în, în atenția publicului câte ceva nou. Și e, adică decât să con, comunici o singură dată lansarea de album, e mai bine să spui un nou single de pe albumul viitor și așa mai departe. Am această întrebare. Să presupunem că eu îmi fac o trupă și care are oarește succes la public, da? Cum ajung la Universal să-mi scot un disc care presupune și niște piese pe YouTube, care mai nu am văzut că presupune să le faci cu lyrics? povestea asta și cât trebuie, că pe vremuri nu veneam mai cu nimic, veneam cu instrumentul și banii toți aia, mulți veneau de la casa de discuri, acum nu mai e așa. Unde te sprijină casa de discuri, exclusiv promovare și ce presupune exact asta? Sunt diveri, diferite tipuri. Uite, de... a venit Nelu Dumitrescu aici cu două săptămâni, cred, și spunea că la, la Universal, cred, da este un grafician care le face niște coperți de discuri extraordinare. Chiar da. sunt reușite. De care este, de fapt, Emil Luca de Emilia la Ion Da. Ah, da. ok. Da. Nu știam asta. da. 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 <laughs> uh, sunt mai multe tipuri de colaborări sau de dealuri uh, Și la muzică rock și, în general, muzica mainstream. Depinde. Adică sunt, se poate investi mai mult, mai puțin. În ceea ce privește strict uh, uh, trupele de rock, majoritatea își produc acum albumul ei singuri pentru că au și timpul la dispoziție, au și... Ne ajută și tehnologia. Exact, cum a făcut Cristi Dumitrescu cu albumul Nelu Dumitrescu Iris, foarte, o producție extraordinară și chiar dacă și înainte, albumul anterior cu toată lumea un circ a fost bine produs, ăsta mi se pare chiar foarte actual și foarte, foarte bine realizat. Uh, da, și... Să întreb, uh, s Da, nu? foarte, foarte mișto. -și, și în afară de producție, mie chiar mi-au plăcut foarte multe melodii de acolo. Sunt adică, proaspăt, dar da, da ceva da, da, foarte da, proaspăt. Da. Uh, da. și majoritatea trubelor vin cu masterul, după care noi facem producția fizică, vinil, CD-uri, depinde dacă e nevoie de suporturi video, pentru că avem liric video sau mm -hmm. așa mai departe. Depinde cum e înțelegerea inițială, că na, sunt trupe și trupe, nu, nu, pot să spun că este acum că se și câștigă foarte mult din genul ăsta muzical, adică cel puțin lansările de rock de care m-am ocupat eu sau care am fost eu implicat, nu pot să spun că sunt succese comerciale, nu există nu, nu, nu ajung ceva în mainstream nu, nu, e muzica pe radio nu, sunt nu se generează foarte mulți bani e muzică pe care artiștii o fac din plăcere, noi la Universal sau Media Pro le primim cu plăcere pentru că suntem câțiva oameni cărora ne place muzica asta și o facem pentru că ne place și noi să ne implicăm în lansările respective și cam asta. E, nu, 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 e o direcție de business, ca să spun așa. Știi? Și, da. mă gândeam ce ar trebui sau cum ar trebui să fiu eu ca artist, ca muzician, ca trupă, fără bani, da? Să convin casa de discuri să scoată și cd și vinil. Vinilul costă, și CD-ul costă, dar bănuiesc vinilul este mai scump mult ca mai producție. Scump, mult mai scump, da, dar... Și ai o investiție care trebuie amortizată cumva. Da. Um... Știu că e și un minim de viniluri pe care poți să-l comanzi. Depinde, da, depinde la fabricile la cu care se lucrează. Da, există recomandat, este pentru a avea un preț sustenabil, sustenabil da, este recomandat să faci un minim de 3-400 de, de, unități. Da. Și ca să vă spun la întrebare, nu știu, nu există, gata, nu există o rețetă, adică noi absolut toate, trupele și artiștii cu care am lucrat, îi știam, ne sunt prieteni, lucrăm de mult timp, am plecat cu majoritatea de prin, nu știu, de la Up to Eleven și Goodbye to Gravity și Ion Blank și așa, de mult. Și continuăm acum, Ion Blank când scoate ceva, vine la noi și în continuare rămânem în aceleași relații și de prietenie și de, de business. Acum, nu știu, o trupă nou, o să spunem așa, tu, trupa ta, dacă vrea să ajungă să colaborăm, nu are neapărat ceva criterii de an, decât cele clasice, să sune bine, să aibă melodii registrate bine și probabil pot să spun 99% că vom colabora, chiar dacă este doar, nu știu, distribuție digitală, dacă este ceva, un album foarte mișto sau așa, poate va fi și ceva produs fizic, CD, vinil, dacă piața va asimila și ceva produs fizic. Nu mulți artiști neapărat pot să spună că pot vinde 3-4 viniluri, uh -huh. așa sau CD-uri, știi, dar na, totul, e, totul e posibil. M-am uitat, de pildă, după, după noul Iris, m-am uitat pe Spotify și nu l-am văzut. Nu se poate, este. Înseamnă că nu mi s-a arătat mie, m-am uitat pe Tidal și nu l-am văzut. Este peste tot, este peste tot, sigur. am uitat o să mă da. mai dau un zăr. Cine știe, poate trebuie să-mi fac un update la aplicații. <sus> Ce a fost amuzant în, în, în pandemia vieții este că odată cu. există un top al vânzărilor pe planeta asta. S-a vândut industrial hârtie igienică, cunoaștem. <sus> Da, băutură. Băutură. În Statele Unite, mai ales statele astea republicane, s-au vândut arme. Asta nu vreau da, să Da, știu, da, e, dar s-a întâmplat. Dar de ce și-or fi luat arme când stăteau în casă? Păi să-ți explic. Există o explicație foarte limpede, specificată în Constituția Statelor Unite, tu ești liber să ai armă, de obicei nu prea ai voie să ieși cu ea din casă, dar în casă ești liber să ai armă pentru a-ți apăra familia, proprietatea, legitima apărare și se specifică acolo că puterea corupe și guvernul poate să o ia razna și tu poți să te aperi de guvern. Este scris mm -hmm. negru pe alb în Constituția aceea. Ok, Celebră Constituția și stătură. a venit pandemia, a crescut frica, frica că... Păi bă, oamenii n-au știut că a fost multă confuzie ce și cum stă a, treaba poate, și... Poate stai prin subsol și ceva să... Poate da, e nevoie da, da. să ne apărăm la o corect, adică... Corect. Că... Să nu vine cineva să-mi ia hey, de ulei a, și... ăsta nu? a fost un motiv pentru care au crescut... Hey, dar în paralel cu asta au crescut și vânzarea de echitări electrice. Da. Ceea ce mi s-a părut, wow! Zic, uite mă! Că, da. Că păi, vom... da, probabil că multă lume ce pot să fac în casă? Hai să... Mă uit, să mă uit la filme sau să învăț să cânt la un instrument sau știi da, foarte frumos, foarte bine da, tot, tot în spune. pandemia vieții am reușit să ascult o grămadă de discuri pentru care n-am avut timp înainte și am observat am tot de repetat asta aici dar îmi place să o repet m-am învățăturit să audă cât mai mult lume băi, s-a schimbat masterizarea dacă iei un CD, hai să zicem, Slip of the Tongue cu Weisnake, din la, la, la începutul anilor 90, chitările sunt foarte în spate. Nici tobele sunt puțin mai în față, dar nu e aceeași treabă. Am ascultat acest nou disc Snake, de blues. Am și niște boxe bune. Uh, și am făcut următoarea observație. Uh, distorsul de la chitară, sau ce-o fi el, așa, îmi sunau soundgarden din 90, iar tobele îmi sună a Pantera vulgar Display of Power. Da, asta este... Bine, asta e mai mult o, uh, un detaliu de e, mix e un exemplu sunet, pe care l-am dat. Da. Sunet, da, producție, mix dar și, și masterizarea într adevăr s-a să să smerilezm mai că, în față. Da, asta tot mix, să spunem, dar revenind la masterizare, este vorba de dinamică și volumul este mult mai mult mai puternic acum. Trebuie să se alinieze la un standard, să spunem, în industrie, mai ales când asculti pe serviciile de streaming, nu poți să ai o melodie mai jos sau mai cu puțină dinamică și una până cu blană, știi? Deci, da, acum majoritatea studiilor de masterizare, pentru că, să revin, o, sunt oameni care fac fiecare proces în parte, adică ai odată producătorul și care înregistrează propriu zis omul de la mixer și așa mai departe, care înregistrează și după care, mixează, după care mixează până la un anumit moment, o dă la minus 16 decibel sau nu știu la cât o prepară, care, ceea ce e jos, după care se face masteringul la alt studio, de obicei, la alt studio, că poate să fie același om, um, se poate să fie așa, um. dar după ce se dă la un studio de masterizare, care o face, îi dă dinamica respectivă, acordin cu cum e acum în, în, industrie, știi? Și da, așa, așa e acum, s-au schimbat vremurile, e alt... E... Da, s-a întâmplat asta uh, și <tus> pentru că toată lumea, au majoritatea ascultătorilor de muzică, Ascultă ca tine în mașină sau mai ascultă pe boxele alea sau pe căști. Că nu sunt mulți care mai au sistemele ale audio-șmechere pe acasă. Bine, problema este cu cei care ascultă pe telefon. Că știi, da. asta e. știi, te chinui să faci producții de milioane de dolari sau videoclipuri de nu știu câte zeci, sute de mii de euro și lumea le, vede, le ascultă și le vede pe telefon mobil, știi și. Păi da, acolo e, na, și, și acolo, da, consumul se duce mult către chestia asta, mai ales la copii și la publicul tânăr, dar da. Trebuie să schimbă vremurile și da, trebuie să ne adaptăm cu toții, și industria, și ascultătorul, și publicul. Toți. Acest Guns N' Roses, uh, uh, în continuare cel mai recent album, cum îi zice uh, Chinese Ce, Democracy, democracy da. este cel mai scump din istorie. Te întreb pe tine căci nu sunt de specialitate, a costat 12 milioane da. de dolari. Am înțeles, de pildă, că dacă ești tehnician de instrumente de chitară la Guns N' Roses, ești mai bine plătit decât la orice altă formație. Băi, dar cum se justifică totuși cele 12 milioane? În ce Dumnezeu l-ai băgat? Da, că prețurile de masterizare o semn. și de așa... Poate să fie, toate? -ă, dacă întinzi producția unui album pe 5 ani, pe 10 ani, nu știu, că a durat ceva cel puțin. Evident că dacă ai 12 sesiuni de registrări în 12 studiouri, în 12 țări unul tragi în Groenlanda, unul tragi în Maroc, eu știu că acolo te gândești că -ți sună ție bine. Se cam adună, știi? Nu știu, nu mai știu exact istoricul producției albumul respectiv, dar poate să coste și din cauza asta. Sunt multe sesiuni de registră, multe studiouri, multe costuri implicate, poate să mai fie costuri de. tot la un cost de album, poate să fie tot ce înseamnă producțiile video care susțin acel album, videoclipuri. Dacă ai. uite te la Ramstain cum sunt acum, sunt filme aproape. Mm -hmm. Costă, da, da, da. costă mult și alea. La noi care să fi fost cel mai scump disc apărut vreodată? nu știu, nu știu, dar bine că sunt multe discuri care sună ca, ca niște discurs uh, uh, discuri scumpe, producții scumpe. Uite, mi-am adus aminte acum când spuneam de videoclipul ăștia, mi-am adus aminte de videoclipul Goodbye to Gravity, Atonement, care a fost de gen film, a fost, a avut producție, a filmat pe peliculă, filmat într-un decor mișto prin Bulgaria. Asta a filmat stuprat. pe peliculă, nu știam, Ce da. tare. Mă uh, o de bani. Da. Uh, cred, parcă așa mi-aduc aminte. Uh, producție, tot imaginea, uh, firul epic, tot uh, foarte, foarte frumos. Deci, uite că se poate, se poate și la noi, dacă-ți dacă, dacă -ți dorești. Știi? Uh, o altă chestie surprinzătoare este faptul că în ultimii ani și asta se întâmplă, cam am văzut de la moartea lui Bowie, a crescut piața de viniluri. Și am citit, adică în anul ăla, cred 2016 sau 2017, a fost primul an în care s-a făcut miliardul de dolari, nu profit, ci vânzări da. de viniluri în toată lumea, lucru care nu s-a mai întâmplase din 1991 sau 1992 ulterior văd că revin pe piață și celelalte două formate, adică au început să se vândă CD-urile și hipstereala asta cu casetele Da, vinilurile într-adevăr au avut declinul major după anii 90 și acum au un reviriment major într-adevăr un reviriment care se simte din toate punctele de vedere Mă a umplut lumea de audiofil că... La început, tind să cred că a fost și o fel de fiță hipstereală și așa mai departe. După care presupun că lumea chiar dorește să asculte, să consume și altfel muzică. Cum spuneam mai devreme, într-un fotoliu cu niște boxe bune în față, cu coperta discului lângă tine să te uiți pe versuri, pe așa, cu un pahar de ceva. Să aprofundezi și să ai într-adevăr plăcerea de a asculta un album. Uh e un fel de răsfăț, poate, pe care din ce în ce mai mulți oameni și-l doresc și îl permit. Da, nu știu dacă sunt oameni care, probabil că se și investește mai mult în scule de audiofil și așa mai departe. Pe de altă parte, CD-ul nu a căzut complet vreodată, nici acum nu e mort, dar nici nu crește foarte mult, iar legat de casete, da, acum cred totuși că este doar așa, un fel de fiiță sau modalitate de a fi un pic diferit sau poate vrei neapărat să susții artistul respectiv și să-i plătești 10 dolari și să cumperi caseta pentru că sincer nu prea mai cred că mai există casetofoane. Bine, eu mai am casetofoane și mai folosesc dar prea puțină lume cred că mai are casetofoane, dar... Na. Sunt departe de a fi un audiofil dar totuși am niște boxe la limita decenței și încă am niște boxe 90 -iste. Au fost foarte bune da, și mai mult decât atât că am tot citit pe forumuri și mai am un prieten cu care avem tot soiul de discuții fix exclusiv pe tema asta și ne uităm la o grămadă de podcasturi pe tema uh -huh. asta. Uh, în funcție de perioada în care au fost boxele, ele au fost făcute pentru soundul de atunci. Uh, iar boxele mele sunt de pildă foarte sensibile la, la sunetul analog. E o bucurie la analog ca sunet, mm -hmm. extraordinară. Ce vreau să te întreb, pentru că am realmente o dilemă, se știe că vinilul, spre diferență de CD, are o căldură anume în frecvențele alea care, din câte știu, nici nu prea este explicabilă, dar este by default. Adică poți să-ți cumperi, hai să zicem, volumul 4 de la Black Sabbath pe CD și să de impecabil. E când îl cumperi pe vinil altfel ai basul altfel ai da. uh... <coughs> în afară de calitățile propriu zise ale vinilului și a cum se transmite sunetul în tot procesul ăsta tehnologic există și o masterizare în mod normal există Asta o masterizare separată făcută de studioul de studioul de masterizare pentru vinil am o dilemă da. și dilema este următoarea dacă îmi cumpăr un vinil cu Led Zeppelin sau Black Sabbath da, am dat aceste două exemple, am certitudinea acestui fapt. Dacă îmi cumpăr un vinil cu o Ramstein sau un Muse, cred că la fel de bine aș putea să-mi iau și CD-ul. Că nu mi se pare aceeași diferență, doar pentru faptul că acum se trage totul digital. E posibil și asta, Și da. Că doar ăia fițoșii care își permit gen metallica sau de la un nivel în sus își mai permit să tragă da. analog. Căldura respectivă vine și din înregistrarea inițială analog, este clar. Numele de care spui tu. Foarte probabil că fac masterizare separată pentru vinil. Sunt unii artiști care folosesc același master pentru și pentru CD și pentru vinil. Dar e recomandat să se facă masterizare separată pentru vinil. Și uneori se simte, da. 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 La noi, Aici toată lumea își trage pe, pe digital acum, nu? Sau? 99% presupun. 99 da, 99%. Da. Da. Tu n ai amplificator pe lampi. Nu. <sus> nu, dar am prins. Am înregistrat analog. În Magic Sound, în 97, am înregistrat analog, pe bandă, pe 8, 24 de piste, cred că avea. Mai am înregistrările dator. de atunci? Uh, Separat, zic. Uh, cred că are răzvan un dat cu, cu uh -huh. ele, da, cred că există undeva. Da. Uh, sunt foarte atent la, la tot ceea ce presupune AI acum. Uh, și uh, am, am dat cu ochiul și în zona asta de muzică. Uh, practic, în momentul de față pot să iei, hai să zicem, uh, avem uh, un top de vânzări din uh, 70 până în zilele noastre, extragi 10 piese. Hai să dau acest exemplu, uh, cel mai bine vândut disc este Dark Side of the Moon. Este unul din cele mai bine vândute discuri. Ia o piesă de acolo. Care e următorul? Păi este Michael Jackson thriller. Iau și o piesă de acolo. E, și pot să fac. Uh, uh, să le includ cumva în AI, da? Conform niște algoritmi, și să ia niște frecvențe și să-mi scoată pur și simplu o piesă. Am ascultat <coughs> niște piese făcute în AI, mare lucru nu mi-a spus, dar cred că n-au lucrat chiar așa. Uh, să mă aștept în 50 ani de ani de acum încolo să nu mai am muzicieni și Eu să nu, nu mai cred. am compozitori? Nu cred pentru că... Uh... Și nu te... mă puțin, nu, nu degeaba te-am întrebat dacă nu mai ai înregistrările cu, cu pistele de bas uh -huh. de chitară, de acum... 20 de ani? 25. 25 da. de ani. Pentru că acum văd, tot cu un AI pot să iau orice piesă și să o desfac pe instrumente și uh -huh. să schimb inclusiv frazarea vocalului. Înțelegi? Da. Uh, consider că aceste experimente vor rămâne niște experimente, pentru că până la urmă uh, artiștii, uh, artiștii vor rămâne artiști. Nu, nu vor exista cântăreți, trupe care să... Uh, Ia melodii compuse de vreun robot sau. și, pe de altă parte, nu cred că se va ridica vreun brand de artist artificial care să propune un pachet interesant pentru ascultător, adică nu va fi niciodată... Ok, să zicem că... Știi, într-o zi a intrat Pro Tools pe piață. Până atunci totul se trăgea analog, când a intrat Pro s-a schimbat. Deja avem alt sound în 90 și de-aia mă gândesc. Da, că... nu, e altceva, adică... Da, dar în continuare este 100% uman, chiar dacă tehnica a evoluat, dar să te bazezi pe a înregistra, de, de, să compun un AI să o compună și să devină cumva un brand cunoscut, mi se pare foarte îndepărtată. Sau să acest... devină un membru al trupei. Nu cred. Nu cred. Gândește-te că până la urmă sunt... tu ai vrea, ne facem noi doi trupă. Crezi că vrem să îl avem pe al treilea membru pe ăsta, de aici, radio ăsta, mix Nu știu mă, hoi, cum putem cânta să bem cânta cu drum el, ce să facem, cum ne distrăm, <laughs> cum... Sisters of Mercy cânta cu drum machine. Da, da zic și eu, tectonic, da. tectonic și... Da. Tectonic. Dar nu, până la urmă tot ce ține de umanitate va continua interacțiunea asta, că până la urmă întrebarea aia... dacă ai o la reușește până la urmă că despre asta e vorba, să zrâdea și emoția. Niciodată asta. Asta niciodată da, nici din punct de vedere componistic, nici din punct de vedere instrumental, cu atât mai puțin vocal sau altfel. Știi, nu am fi... acest exemplu pe care îl mai dau de asemenea din când în când. Hai să zicem Sinfonia Noua lui Beethoven, da? Și o ai cântată de 10 orchestre două dintre ele vor suna genial, restul vor suna la limita decenței, da? De ce? Pentru că există acolo, să zicem, un violonist nu știu, care ia el altfel nota aia, are știi că, ca Hendrix. Da. E, da. Sunt nuanțe, sunt chestii, ca în orice artă care... Curios dacă ai AIU poate să, să -ți genereze așa ceva mai devreme sau mai târziu. Am, o... mm. Nu știu, chiar dacă, chiar dacă se va ajunge la această, să-i spunem, performanță, tot nu cred că va deveni ceva mass market sau ceva masiv pe piață pentru că nu e, nu va apărea, nu poți să-i faci un videoclip, nu poți să-i faci un turneu, ce facem? Iar ne, holograme, cum era chestia aia de acum câțiva ani, că ne uitam la o hologramă sau... Nu e șmecherie. Ai fost la Dio? Nu. Când a venit cu hologramă? Nu, nu, nu am fost. Nici eu. Dar mi se pare puțin creepy. Tocmai, da, nu știu, da. Mai ales că e vorba de cineva care nu mai e. Știi? Da. Acum, experimentul ăsta cu aba și cu recrearea avatarelor și așa, mi se pare ceva ok pentru anul 2022. Readuci în, într-un format foarte modern muzică celebră pe care, cum spuneam, o ascultăm cu toți, e altceva. Dar chestia aia e doar cu hologramă și cu așa, na, nu uite și iată că n-a prins nu a, s-a încercat, au fost câteva chestii, nu cred că va, se va marșa pe, pe filonul ăsta. Cât a fost pandemia vieții? Au fost câteva tentative de cântări și aici la noi? și Metallica au făcut cu monitoarele alea multe în care se vedea publicul măcar acolo era un tip da. de interacțiune dar da. sunt foarte mulți și Roadkill Soda au cântat în expirat și totul s-a transmis live uh -huh. fiecare aia de la Metallica nu mi-au răspuns, dar băieții de la Roadkill Soda și alții care au mai făcut, cred că și mai Godoroja mi-a explicat fix același lucru au făcut tentativa asta de cântare online și-au avut frustrarea că schimbul ăla de energie pe care l like ai cu publicul, da. bă, nu... Păi nu e cum? treabă. Ca și uh, om care a, bă, a fost de câteva ori pe scene, bă, bă, este este primordial energia pe care o primești din, din, public, știi? mai ales când e un concert care merge bine, că na, am avut situații în care nu ne-am conectat neapărat perfect cu ascultătorii, s-au întâmplat și lucruri de astea din vari motive. Dar atunci când ceva merge bine și toată lumea e așa se creează, parcă e un tot unitar. Știi, vine energie de la public, tu dai energie mai departe, tu te simți bine pe scenă, ei se simt bine pe un public, ceea ce nu poate fi simulat sau emulat altfel în. Asta cazul v să întreb, pentru că vine peste noi, a venit deja metaversul. Este deja a doua știre pe care o citesc cu femeie agresată sexual în metavers, știi? Da. Uh, și știu că uh, au fost niște uh, când Drake sau cineva da, 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 din zona aia. Există da. platforme care se... Da, Sunt niște acțiuni promoționale. Adică tu sunt... ca, ca parte din din... Industria muzicală, și care lucrez la casa de discuri, aveți în plan, așa, într-un viitor, ca artistul X sau Y să, să facă o super cantare în metavers? Da, chiar dar... am avut o discuție lunile trecute, am avut o lansare mai mare. Loredana în metavers sau. Uh, nu, Loredana, altcineva nu contează, uh -huh. dar da, am avut uh, propunerea asta de a crea acest lansare de album în metavers cu creare de avatar și așa mai departe, un fel de DJ-set, nu s-a concretizat din vari motive dar dacă făceam asta era pur și simplu o, un alt acțiune alt, o altă Găsiniția acțiune, prom -o da, o altă acțiune promoțională poate către alt public Adică publicul artistul respectiv, știm unde este. Acum dacă mergeam în metavers, probabil că atrăgeam alt public, adică abonații, userii acele, acelei platforme de unde se făcea acest eveniment și așa mai departe cred că va crește, cu siguranță va crește acest, acest metavers și așa mai departe, nu neapărat nu va fi un main point of sale pentru artiști sau Sper. pentru muzică. Da? Pentru că, la fel, nu poți să nu, nu ai aceeași experiență. Experiență. Dar se pot întâmpla multe alte chestii acolo, nu știu, și să se, se poate dezvolta, nu știu, la jocuri sigur se va dezvolta în continuare. Da, nu știu, nu, nu cred că va substitui niciodată sau nu cred că va... Nu, nu cred că va înlocui experiența nu vezi clasică. O știu? în, următorii cinci ani nu vezi o cântare lost în metavers. Nu, ex nu exclu neapărat, că na, suntem mereu deschiși uh, experimentelor, dar nu. Lost la in, Metaverse. in Metaverse. Da, 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 da. găsiți-ne. <laughs> da. Ok, eram curios. Ah, mersi că ai venit. Mm, mersi și eu că, că m au uh, invitat și că am venit aici. Așteptăm să ne vedem la... O, o să fiu la Kiss, o să fiu la Wise Am înțeles că și pentru unii și pentru alții sunt ultimele cântări. Cel puțin, da, așa se anunță. Știu că s-au mai întâmplat turnee de adio care s-au repetat. Dar... Madly Crew. Da, 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 și Scorpion s-au avut-o vreo două și așa mai departe. Dar, Julio Iglesias. Dar sunt concerte care oricum trebuie văzute. Chis cel puțin e un spectacol. Nu i-am văzut niciodată și aș vrea să-i să văd. Da, se anunță, cum spuneam la început, o vară destul de plină de concerte și Plasibu o să fie aceeași oboselă deprimantă, deja, da, trebuie să fie Sincer, nu pot să spun că e în planul meu Plasibu, dar... I-am mai văzut vrea fi mea să... Am înțeles, foarte ce mai era? A, Judas, vreau să văd Judas prins neapărat, curios, ce mai poate domnul? Domnul poate foarte bine, nu, nu am emoții pentru el, nu cred că, nu cred că are vreo problemă. Dar oricum reușesc ăștia Păi bă, e o vârstă și bă, am văzut s mai schimbat niște skill de voce acolo. că Ok, nu mai pot să ajung acolo, dar o dau așa. Știi? A, știi cum? Probabil că adică cu siguranță și asta se întreține și se exersează. Pe de altă parte, vocea și ceea ce înseamnă toată chestia asta, procesul fizic de a da afară aceste sunete, este mai puțin afectat cu trecerea vârstei față de picioare, mâini, spate și așa mai departe. Că, na, acum spatele mă doare și pe mine, dar de cântat sau de vorbit pot ca acum... Asta mi-a spus Minelo o tot spun aici, da. ci că nu există om în industria muzicală românească să n-aibă probleme cu spatele de la care instrumente. Boală profesională. Da, nu da, nu da. Atâta. Și asta spun, sper că vocea este una dintre ultimele chestii care te lasă să spunem, știi? Și da, sunt oameni la 60-70 de ani care încă pot să ducă cel puțin vocal foarte bine. Evident, nu mai alergi pe scenă, nu mai deși uite, Iron Maiden au făcut de toate. La Judas Priest probabil că nu va fi chiar la fel de uh, uh, dinamică prezența lor scenică, nu știu, dar instrumental și vocal nu, nu cred că trebuie să avem emoții. Trebuie, cred că va fi foarte mișto. Mai, mă uitam și la ăștia de la Kiss, cât echipament au pe ei toate măștile alea și toate costumele alea. Bă, dacă bă, ai o vârstă, probleme cu prostata, dacă te ia pipilică, ce, cum? Mai nu știu, zai seama că sunt profesioniști, au... Știu adăvă. ce să facă absolut sau se pregătesc pentru orice scenariu. Probabil că au câte o pauză, câte un intermeți, sau câte ceva, când dacă chiar îi vine, are un minut A. jumate de făcut pipi sau ce mai are nevoie. Sigur, sigur s-au gândit, la... pentru că e o industrie, echipă întreagă în spate și Na, trebuie să păstreze un standard. Că nu discutăm de ce cântăm noi în, 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 în Quantic sau în Expirat, e vorba de nivelul suprem, știi, în industrie. Îți spun o măgărie la sfârșit, dar a povestit-o Steven Taylor și este povestea lui și nu a mea. Din păcate. Uh, el avea o iubită, iubita era bisexuală, el era pe scenă, iubita se iubea cu o grupii în backstage la duș și el a intrat să se schimbe pentru că era solo lung de la Walk This Way și a primit și un blowjob din partea casei să fie primit. Ai văzut. Good old times. Da. Cred că de asta rocui puțin mai cu mintea, nu mai e golănea la un backstage cum era odată. Da. mai că... sunt și alte chestii care te lasă cu, creștere, cu trecerea timpului. E, da, e, dacă vrem să trăim, presupunez și în bătrânii. Da. Mă, Mersi mult că ai venit. Mersi mult și eu. Montano e Prieta Podcast no Futilidade